și anxietatea și atacurile de panică sunt foarte promovate, sunt cumva în limbajul oamenilor de zi cu zi și uneori poate am început să ne punem această etichetă, acest diagnostic și fără să fie neapărat vorba de acest diagnostic. Antreprenorii care sunt în nivelul de integritate, toate deciziile pe care le vor lua, le vor lua să le fie bine și celorlalți. La nivelul anxietății, de fapt, trăiești într-o frică că ceva s-ar putea întâmpla. Că ceva în viitor s-ar putea întâmpla. Este o alertă continuă că ai putea fi pus în pericol. Asta înseamnă anxietatea. Mie îmi plac foarte mult tinerii din ziua de astăzi. Cumva îi admir pentru că au o cantitate mai mică uneori de această nevoie de aprobare și chiar de nevoia de siguranță. Nu sunt doar rezultatul persoanelor din jurul meu, dar cu siguranță ne influențează. Banii s-au observat că atunci când ne crește nivelul de conștiință, ne cresc și veniturile. Deci, cu siguranță arată cantitatea de energie din viața noastră.